Joe Saizescu s-a născut la 14 noiembrie 1932 în județul Mehedinți. Printre filmele regizate de el se numără Doi vecini, un surâs în plină vară, la porțile pământului, Astă seară dansăm în familie, păcală secretului Bacchus, sosesc păsările călătoare. Regizorul suferea de mai multă vreme de o afecțiune a plămânilor și a închis ochii la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Zeci de filme și scenarii au trecut prin mâna sa alături de unii dintre cei mai mari actori ai României. Cu maestrul Joe Saezescu m-am întâlnit acum 25 de ani, când m-a descoperit și m-a invitat, m-a solicitat să scriu muzica unui serial de televiziune de 11 episoade, Călătorie de Neuitat. S-a dat pe la început anilor 90 un serial la care am lucrat împreună cu maestrul Temistocle Popa, un mai vechi colaborator al dânsului. După care am avut o colaborare pe linie didactică, dânsul solicitându-mă să predau uh, cunoștințe muzicale, arta spectacolului muzical tinerilor regizori de televiziune la Universitatea Hiperion, ceea ce aș fi făcut foarte mulți ani. După care am uh, compus muzica filmului Pe Cale Întoarce. Și ultima colaborare pe care am avut-o cu maestrul a fost Iubirea Elenu, un film romantic. Cu fiecare dintre aceștia, Geo Saizescu nu doar a lucrat, ci a format o echipă, a stabilit relații cu care a pășit dincolo de ecran. Un om vesel, un tip cu o încărcătură umoristică fenomenală. Nu știu dacă știți, el avea și o revistă, Harababura, o revistă în care smulgea zâmbetele cititorilor nu vin acum, sunt copleșit de aceast, acest eveniment, nu vin acum nenumăratele întâmplări hazlii cu maestrul. Dumnezeu să-l odihnească. Geo Săizescu spunea că filmele au fost și sunt viața sau o viață dedicată celor care iubesc micul și marele ecran. Dumnezeu să-l odihnească în pace.